Pe trădarea, dar iuresc pe trădători. Sunt o vorbă din vechime care s-a dovedit adevărată și în cazul unuia dintre cele mai tragice momente din istoria poporului român, după cum vom descoperi în episodul următor. În această emisiune de la R3 Media TV vom discuta despre unul dintre cele mai controversate, discutate, analizate, lăudate și criticate momente din istoria milenară a poporului român. Actul de la 23 august 1944. Pe scurt, istoria oficială ne spune că la 23 august 1944, forțele politice de opoziție, conduse de regele Mihai I, l-au arestat pe șeful guvernului, mareșalul Ion Antonescu, și au decis ieșirea României din alianța cu Germania pentru a intra în lupta alături de Uniunea Sovietică și aliații occidentali. Dacă asculta istoria, în versiunea de până în 1989, accentul se punea pe alianța cu RSS. După 1990, schimbarea de regim a adus și schimbarea de optică. Acum accentul se pune pe aliații occidentali. Cam asta este pe scurt istoria oficială spre întoarcerea armelor de la 23 august. Acest documentar nu are rolul de a da vina pe cineva sau de a se răfui cu un personal sau altul. Însă, din punctul nostru de vedere, bazat pe consultarea mai multor studii istorice, actul de la 23 august nu a fost niciun armistițiu, nici o negociere. După toate regulile diplomației și ale războiului, a fost o, a o capitulare fără condiții. Această capitolă s-a adus în următoarele realități incontestabile. Tratarea României ca națiune învinsă la Conferința de Pace din 1947, ocuparea integrală a teritoriului național de către trupe sovietice timp de 14 ani, trimiterea în Siberia aproximativ 150.000 de militari, 6.000 de subofițeri și 6.000 de ofițeri. De cealaltă parte, susținătorii întoarcerii armelor aduc argumente faptul că în urma actului, războiul s-a scurtat cu 200 de zile, zeci de mii de vieți aliate au fost salvate, dar și faptul că am primit înapoi Ardealul ca un fel de răsplată de la ruși. Istoricul Constantin Corneanu combate această teză, afirmând că prin anul de la 23 august 1944, România a oferit RSS, cităm, un avantaj inimaginabil în marele joc al geopoliticii mondiale pentru liderii de la Moscova și care va deveni țara care a favorizat în mod substanțial înaintarea armatei roșii spre sud-estul și centrul Europei, creându-se astfel condițiile pentru instaurarea regimului lor de democrație populară. Am încheiat citatul. Din punct de vedere politic, fiecare are dreptul la punctul său de vedere. Din punct de vedere omenesc însă, am avut de-a face cu o trădare. Nu este vorba că i-am vitădat pe nemți, ci că a fost vândut și predat, precum o marfă, cel care condusese mai bine sau mai rău corabia românească în timpul celui de-al doilea război mondial. A greșit? Sigur! Putea fi îndepărtat, dar nu predat spre ucidere dușmanilor. Așadar, cum a răspătit Moscova și pe cei care au ajutat-o să obții un astfel de avantaj enorm, nesperat? Generalul Ioan Mihail Racoviță era comandantul armatei a pada române în timpul evenimentelor din august 1944. Înainte de aceasta a fost comandantul corpului de cavalerie, funcție pe care a deținut-o în primii doi ani de război, în timpul cărora a ajuns până pe coasta estică a Mării Negre, în Caucaz. Pentru felul în care și-a condus soldații a fost decorat cu ordinul Mihai Viteazul clasa 3. În 1942 a fost promovat general de corp de armată și a condus corpul de cavalerie în campania din Caucaz, pe malul estic al Mării Negre, unde ne a înaintat până în peninsula Taman și a luat parte la cucerirea porturilor Anapa și Novorossisk. Între ianuarie 1943 și 30 octombrie 1943 a fost numit comandant al garnizoanei București. Pe 1 noiembrie a primit corp comanda corpului mecanizat. Între 25 ianuarie 1944 31 iulie 1944 a apelat armata a patra pe care a condus în luptele de defensive din vara acelui an în Moldova. Faptul că a fost implicat în complotul care urmează să-l dea jos pe Antonescu este bine documentat, dar este cu atât mai trist că totul se întâmpla în timp ce mareșalul și armata țării duceau o, viață, o luptă pe viață și pe moarte în Moldova pentru stabilizarea frontului. După părăsirea comenzii armatei a patra, lucrează îndeaproape cu regele Mihai la întoarcerea armelor. Între 26 august și 19 septembrie 1944, chiar își dă acordul ca o listă cu agenții interni și externe ai Serviciului Special de Informații să fie predată Serviciului Secrete Britanice. În timpul bătăliei Moldovei, Bracovița a fost suspectat că a participat la o tădare uriașă. Împreună cu alt general a fi pus la caducidare fără luptă pentru a permite RSS să spargă frontul pe 20 august. Nu știm dacă această dare a fost pusă în practică, dar cert este că pe 20 august rușii au spart frontul. După 23 august, Racoviț a fost promovat fiind numit ministru de război în noul guvern al generalului Sănătescu. După ce s-au instalat la putere, rușii nu au pierdut vremea. Pe 1 septembrie 1947, Racoviț este trecut în rezervă, iar în iunie 1950 este arestat și închis la Sighet. Generalul Racoviță moare în închisoare pe 28 iunie 1954. Se spune că, aflat în temniță, generalul Racovit s-a căit amarnic pentru faptele sale. Acesta ar fi văzut des cu privirea în sus, cerându iertare mareșealului Antonescu pentru tădarea sa. Un destin aparte a avut și Grigore Niculescu cu Buzești. Câți dintre noi ne gândim la acest nume când vorbim despre 23 august? Și totuși, Niculescu Buzești a avut un rol esențial în desfășurarea evenimentului. Niculescu Buzești este un personaj a cărui traiectorie nu îi poate duce cu gândul decât la faptul că a fost plasat de ceva sau cineva în vârful statului român. La doar 25 de ani Niculescu Buzești și începea cariera diplomatică în postul de secretar 3 al Ministerului de Afacerilor Externe Român. În 1941, la 33 de ani, era deja secretar 1. În paralel, era trimis peste votare în posturi cheie, precum Societatea Națiunilor de la Geneva sau secretar delegației la Stockholm. În opinia noastră, cei care i-au asigurat spatele lui Niculescu Buzești au fost englezii, prin principalul lor agent din România, Iuliu Maniu. Mai mult, Niculescu Buzești era și cumnatul lui Eduard Bocșal, șeful pe România al serviciului SAS, cunoscut acum ca MI6. Ca și cum ar a fost de ajuns, prin intermediul lui Buzești, britanicii spuneau de un post de emisie recepție chiar în sediul mai român. Evenimentele din 23 august l prins într-o poziție cheie a Ministerului Afacerilor Externe. Niculescu Buzești era conducător al direcției cabinetului și cifrelor. În această funcție avea acces înainte oricui la mesajele cifrate venite pe adresa mai. Prezent în conjurația Antonescu chiar de la început, Niculescu Buzești a avut un rol de extrem de important. În poziția sa de la mai. Niculescu Buzești a fost primul care a intrat în poziția telegramei de la Stockholm din dimineața zilei 23 august. Telegrama prin care sovieticii acceptau armistițiul propus de mareșalul Antonescu și în care România se garanta o zonă neutră în care aleații sovietici să nu intre, a fost sustrasă de la maie de către Niculescu Buzești. Acesta nu să-și facă datoria față de șeful său, ministrul de externe, sau față de șeful guvernului, s-a dus cu scrisoarea la superiorul său de partid și de conspirație, Iuliu Maniu. Practic, deși Antonescu obținuse o pace mai bună pentru România, acest lucru nu a contat în fața intereselor de partid și ale britanicilor pe care Niculescu Budej le-a reprezentat. Opoziția prefera condiții mai proaste pentru țară, dar să conducă ea, decât să respecte ceea ce obținuse al altul, respectiv Ion Antonescu, și să rămână în opoziție. Opoziția a preferat sacrificarea fratelui român pentru a satisface interesele străine, un scenariu care, din păcate, se tot repetă în istorie, dar cu aceleași rezultate catastrofale pentru țară. Cu această scrisoare în mână, Antonescu ar fi ieșit din alianța cu Germania, iar destinul României ar fi fost poate altul. Pentru serviciile aduse se cauze sovietice la doar 36 de ani, Niculescu Buzești a fost numit ministru de externe în noul guvern al generalului Sănătescu instalat după 23 august. Bineînțeles, Niculescu Buzăști nu a rămas în țară să se confrunte cu consecințele acțiunilor sale a fugit în Elveția în 1946 și de acolo în Statele Unite. În noiembrie 1947, sovieticii l-au răsplătit pentru serviciile aduse cu o condamnare la muncă silnică pe viață în absență. Însă, pe cât de abrupt a fost ascensiunea lui, pe atât de brusc a fost și sfârșitul Niculescu Buzăști. Acesta a decedat pe neașteptate în SUA pe 4 octombrie 1949, la doar 41 de ani. Ca un semn al providenței, Niculescu Buzești zace îngropat la propriu și la figurat în uitare pe pământ străin. O prezență dureroasă în acest context nefast este cea a generalului Gheorghe Avramescu, unul dintre cei mai străluciți și curajoși generali ale armatei române de pe frontul de est. De-a lungul carierei sale a fost considerat de șef ierar și un de săvârșit comandant din toate punctele de vedere, iar soldații l-au considerat ca vântată. La începutul celui doilea război mondial a condus corpul de munte, fiind apreciat de generalul Pete Dumitrescu, comandantul armatei a III, A luptat în Crimea, alături de generalul și ulterior, Mareșarul Erivo Manstein contribuie la căderea Sevastopolului în iulie 1942. Din august 1942 până în aprilie 1943, la început în Cuban și apoi în Crimea, corpul de armată aflat sub conducerea sa a luptat alături de corpul 42 armată german, care a, caracterizat, care a caracterizat comportamentul pe front prin referințe excepționale. A fost recompensat cu numeroase decorații, atât românești cât și slovace și germane, inclusiv ordinul Mihai Viteazul, clasele 2 și 3. August 1944 și bătălia al Moldovei îl găsesc pe generalul Avramescu la comanda armatei a patra pe care a de la generalul Racoviță. În timp ce sovieticii presau, generalul Avramescu îi cere conducătorului statului pe 22 august să fie liberat de la comanda armatei a patra. Motivul invocat nu reușea să convingă comandamentul german să accepte retragerea ordonată de Antonescu și se semnea că armata a patra va fi decimată. Tot în aceea seară, de 22 august, colonelul Nicolae Dragomir, viitorul general, Șeful de stat major al lui Avramescu înaintează lui Antonescu un raport asupra situației operative de pe front și cere să le ordone retragerea în general armate a armatei a patra spre țară. În realitate, însă, motivele invocate de Avramescu și Dragomir nu au fost reale. Armand Antonescu a constatat, de fapt, că comandamentul german permise retragerea retrage a patra cu o singură mică diferență, făcându-l pe mareșal să comenteze. Citez, mai multă libertate nu v-aș fi putut da nici eu, am încheiat citatul. În dimineața, zilei următoare, pe 23 august, colonelul Dragomir va discuta la telefon cu generalul Sănătescu, unul dintre complotiști, și îl va asigura de, citez, absolut a noastră credință românească în momentul militar și politic care se apropie, în citat. Acest sprijin venit spre armata combatantă a dat curajul necesar complotiștilor să se grăbească și să aresteze pe Antonescu. Generalul Gheorghe Avramescu va rezeta curând la alegerea făcută. După lovitura de la 23 august este repus în funcție la comanda armatei a 4. Realizând probabil scara dezastrului ce păstea România din cauza sovieticilor, generalul Avramescu ar fi lucrat în ascuns pentru o contralovitură împotriva Roj pe frontul de vest. Indicii serioase în acest sens au fost oferite acum câțiva ani de istoricul Manuel Stănescu într-un articol din revista istorie. Din păcate, de manevră s-au prins și rușii, care nu l-au iertat. Marele stat major a încercat să-l salveze pe Avramescu, dar presiunile Moscovei și-au spus într-un final cuvântul. În ziua de 2 martie 1945, pe când se afla la comanda a patria, armată, a românei aflată pe frontul din Cehoslovacia, generalul Gheorghe Avramescu a fost arestat de autoritățile sovietice, împreună cu șeful de stat major și alți ofițeri și civili, în total 36 de persoane. Abia în 1963, sovieticii au recunoscut că Avramescu murise încă din 1945, dar au auzit ei într-un bombardament german. În realitate, cel mai probabil Avramescu a fost pedepsit, ucis pentru posibil întoarce armă împotriva rușilor pe care o plănuia, dar și pentru felul în care a luptat pe frontul de est. Abia în anul 2000 rămășițele sale pământese vor întoarce în pământul țării pe care a sujit-o. A regretat Avramescu participarea la, la lovitură de la 23 august? Mai mult ca sigur că da. Dar ce folos? Un sfârșit trist pentru unul de cei mai buni generali români. Regele Mihai sau Iuliu Maniu. Cine este artizanul actului de la 23 august? În opinia noastră, regele Mihai, că la vremea respectivă avea 23 de ani împliniți și că nu avea niciun fel de capital politic, nu conta pe sprijinul unui număr suficient de ofițeri și nu ar fi reușit niciodată răstunerea regimului Antonescu. Artizanul actului de la 23 august rămâne Iuliu Maniu, așa cum recunoștea chiar colegul său de partid Ion Hudiță. Citez. Evenimentele care s-au petrecut ieri și care vor rămâne de azi în istoria poporului român sub denumirea de actul de la 23 august sunt opera dumneavoastră pentru 90%, a regiului Mihai pentru 5% și a noastră și a celorlalți colaboratori pentru 5%. Acesta este adevărul. Încheia citat. Acest politician, descris de către unul drept perfectul jezuit, Iuliu Maniu a profitat din plin de statutul său, acela de colaborator al Serviciului Secretă Britanice, nume de cod Tom, pentru a negocia ieșirea României din război. Întrebarea care se pune, vorba a istoricului Constantin Cornea nu este. Cităm. În interesul cui a acționat Iuliu Maniu? Al României sau al Marii Britanii? Am încheiat citat. Felul cum a procedat Iuliu Maniu la 23 august, folosirea oricăror mijloace prin dovărârea guvernului român pentru a ajunge la putere nu a fost o noutate pentru Tom. Maniu a fost primul lider politic român care a angajat o campanie de presă în străinătate pentru a determina căderea guvernului și înlocuirea sa cu liderii PNC. Se întâmpla la sfârșitul anului 20 ai secolului trecut. Lipsit de orice scrupule, Maniu a pus la cale tot cu Lothar Rothermere, un cunoscut lobbyist pentru Ungaria, revenirea pe tronul lui Carol, Carol Caraiman, zis și regele Carol al II-lea. Spunem fără scrupule, pentru că prin readucerea pe tron, ilegală a lui Carol, Maniu a asumat firava democrației și ordinea de drept din România. Țărănistul nu va ezita mai târziu să se prezinte ca apărător al democrației. Dorința fanatică de, orice, de putere cu orice preț, inclusiv al țării, nu a fost mai bine relefată decât de refuzul lui Maniu de a participa la încoronarea regiului Ferdinand, ca regi al României Mari, pentru că nu i s-au acceptat niște condiții politice. Istoria reală, documentată a lui ne prezintă un tip dispus la orice compromis, mai ales cu străinii pentru a ajunge la putere. În acest context, nu trebuie să ne mire că a acceptat sacrificarea șanselor României la un amestec mai pri Prizonieratul a peste 150.000 de soldați români și ofițeri dezarmați doar pentru a ajunge la putere. În ceea ce privește relația cu a lui o consideră relevant doar atât, aflând de negociările purtate de Maniu cu puterile occidentale. Germania a cerut de mai multe ori lui Antunescu să-l pedea pe liderul țărănii Berlinului pentru a fi arestat. Mareșelul a refuzat de fiecare dată, înțelegând, înțelegând să nu răpească țării o eventuală șansă la mai bine, chiar dacă astfel își asuma un risc personal. Nu i-a folosit de nimic. Maniu nu s-a gândit de două ori când a fost vorba ca Antunescu să fie arestat și trimis la Moscova. A ajuns din nou la putere, Maniu nu s-a bucurat de roadele mași, mașinațiunilor sale. Țara fusese cedată sovieticilor și aceștia nu mai aveau nevoie de un astfel de personaj, mai ales având în vedere legăturile sale cu britanici. După ce truchează alegerile, comuniștii înștinează operațiunea Tămădău. PNC este scos în afara legii, iar Maniu va fi condamnat la închisoare pe viață. Fostul lider țărănesc va sfârși în închisoarea de la Sighet, iar trupul lui va fi aruncat în cimitirul săracilor. În timpul procesului mareșalului, Iuliu Maniu a făcut totuși un gest de onoare. I-a strâns mâna fostului conducător în văzul comunistilor turbați. Un semn de recunoaștere a, ero a erorii sale de la 23 august. Nu vom afla niciodată. Această emisiune nu are rolul de a se răfui cu istoria și cu personajele mult plecate dintre noi. Dorim doar să înțelegem că este normal să avem opinii diferite despre țară, dar totul până la vânzarea aproape. Dacă trecutul nu mai putem schimba, putem face însă ceva pentru viitor. Ceea ce ne propunem este să învățăm să respingem pe aceia care ne îndeamnă să ne dăm compatrioții pentru avantaje femele. Străinii iubesc trădarea, dar nu și pe trădători. Și pe acest episod, doar unul din istoria noastră tragică ne demonstrează cu prisosință acest lucru. Scopul nu scuză mijloacele, dar unirea face putere. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să dați un like sau să comentați. Așteptăm sugestiile și criticile voastre sub formă de comentarii. Ne vedem la emisiunea următoare.